Copiii trebuie obișnuiți încă de mici să iubească lectura, așa că încurajați-i să citească. Rafturile din librării sunt pline de cărți pentru toate vârstele. Oana Portase vine cu mai multe sugestii. Bun găsit! Să nu credeți că am uitat de cei mai mici dintre cititori. În niciun caz. Dragi părinți, am pregătit pentru voi câteva sugestii pentru copii. Sunt multe cărți frumoase, colorate, interactive, care îi vor face pe cei mici să iubească lectura. În librării veți găsi o serie de povești clasice cu texte accesibile, repovestite cu farmec și scrise integral cu litere mari de tipar pentru a ușura lectura copiilor. Un astfel de exemplu este Motan Încălțat, Știu să citesc cu litere mari de tipar. Fiecare poveste a fost adaptată pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 7 ani. Vă mai amintiți de Apolodor? La circ, în târgul moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. Cum se numea? Apolodor. Pinguinul Apolodor ne-a încântat copilăria și este o poveste atât de frumoasă încât continuă să fie reeditată. Așa că o veți găsi din nou la raft. Cartea cu Apolodor este un text unic în cultura română, valoros din multe puncte de vedere. Proaspăt ieșită din tipografie este și cartea Aventurile lui Sașa în Castelul Fermecat de Iulian Tănase. Când am plinit 4 ani, Sașa, un băiețel cu ochi mari albaștri și păr blond cârlionțat, a primit în dar de la tatăl său un castel fermecat. În acest castel se petrec cele mai neobișnuite lucruri. Cartea este o poveste despre dragostea dintre părinți și copii și despre forța imaginației. Adolescența se strecoară în viața copiilor, parcă peste noapte, și aduce multe schimbări. La raftul adolescenților veți găsi multe romane și ghiduri practice interesante. Printre acestea, Ce se întâmplă cu mine? O variantă pentru fete și una pentru băieți. Sau Cartea puștoaicelor de Violeta Babic. Până data viitoare, sunt Oana Portase și citiți că cititul n-a făcut rău nimănui.